Cum să poți să mergi prin așa? Locatarii din partea din deal a cartierului Bujoroca sunt nemulțumiți de situația în care se află această parte a municipiului. În special este vorba despre străzile Valentin Voicehovski și Meșterul Manole. Vecina și ea ca eu locuiesc. Mergeți mai la vale. Aici e ca bărbatul cu puterile lui și cu vecinii, apoi au pus lucra pe mașină mare și au pus chetre. Dar-i prăpădul lumei aici, dacă nu merge apă și... Amuia vă spun că au pus ea că au pus în chetre. Ea ca cu ajutorul vecinilor, cu tot așa, dar-i prăpădul, e prăpădul. Când merge apă, ea ca la dumneavoastră au intrat în casă chiar. Da, și strada noastră niciodată nu face nimeni. Noi singuri cu puterile noastre o facem. Au făcut aia ca anul trecut toți niște chietre de astea și le-au noi în o gradă și ca și la oameni niște mai de la vale, tot așa și aici trebuie făcut drumul. Aici făcut... e ca să mai stupat cu frunze. Oamenii se revoltă mai ales că în primăvară primăria a anunțat că strada Valentin Voicehovski va fi reparată în 2021 din surse suplimentare. Banii sunt alocați, drumul nu ni s-a făcut, la canalizare s-au dat voie, nu știu cum, și organizații mai sus, tot cu acordul, cred că, primăriei, și așa e că e sfârșit de an și așa nu ni se face drumul. De mult timp așteptăm drumul să ne se facă și așa și nu s-a mai făcut. Scrisoarea stă și așteaptă. Nu știu când o să fie drumul făcut. Tot toamna trece și iată așa suntem în așteptare și nu se mai face nimic. S-a făcut carpien cu a doua oară că trebuie să acolo câți tot oameni ca și noi. Și nouă ni s-a promis și trece iată un an de zile, dar scrisoare de 9 ani, s-a alocat banii. Este anexă, că s-au alocat 800 de mii de lei și noi nu vedem niciun început, absolut nimic. Și fostele conduceri ale primăriei le-au promis localnicilor că această stradă va fi reparată. Locuitorul străzii, domnul Meșter Manole și arhitectul Voicehovski sunt indignați de faptul că deja de câțiva ani de zile, de când era domn primar, domnul Victor Seu, a fost depus o plângere și o cerere pentru reparația drumurilor la sectoarelor date. Știm cu toții, ne-au comunicat, adică o parte a fost adresată la autorități, cineva a fost din cadrul primăriei și a spus că este deja proiectul făcut pe ruta numărul 9, de circulă rutieră numărul 9, dar cu părere de rău, așa și n-a finalizat lucrările și nici nu i-a început nici domnul primar Victor Seu și nici la momentul de față, deja de un an de zile, nu vedem nicio implicare a autorităților publice locale pe aceste două drumuri. Deci el, la prima etapă, ar fi bine, poate, și varianta albă de aplicat, dar pe viitor, eu știu, de a tras un proiect sau primăria sau dacă trebuie și contribuția noastră să venim cu un aport și de odată și odată de început ceva lucrări se vadă un lucru deoarece mai multe drumuri știm în orașul Soroca, municipiul Soroca sunt reparate și noi înțelegem foarte bine că este imposibil toate odată de reparat. Eu am planificat mai multe străzi, inclusiv și Manole, și am făcut la unele și proiectele tehnice. Adică strada Muncii, care acum e în lucru, străzile astea care în cartiere, care unii s-au făcut, care acum se face. Și am să dau întrebare la viceprimarul referitor la termenul de executare a lucrărilor. Și anul este au început, adică nu a început lucrările de reparație capitale la străzi, cum în anii precedenți, în luna mai, iunie, au început în luna septembrie. Și când la noi tot multe întrebări au apărut față de conducerile actuale. Conducerea primăriei afirmă că strada Valentin Voicehovski va fi inclusă pentru reparație în anul 2022, iar cât privește Meșterul Manole, încă nu s-a luat o decizie. Totodată, unii localnici sunt împotriva locației opririi pentru transportul public. Noi avem probleme cu drumul și avem probleme cu oprirea. Ni s-au lămurit ca să ne dea bani, s-au dat bani pentru drum și au zis ca să ne se facă drumul și nu ne-au făcut până în ziua de azi și rutiera și aia asta, oprirea ne-au făcut-o așa cum o vedeți. În și stare e oprirea. E frumos așa? Întrebăm primărie, e frumos așa? E frumos așa oprire și așa drum? Mai nici locul drumului.
Cum mers vorba, unii stație s-a făcut să se scoată doi copășei, spune stația, să instaleze stația la un loc mai spre gard. Și așa se nu ne-au ascultat pe noi. La fața locului a fost și conducerea primăriei, unde au încercat să discute amiabil despre această problemă. Dar vin din colo copii, când plouă, când ninge, oprirea nu a făcut în rău. Prostă nu i-am plasat corect. Când se întâlnesc două mașini, ia că pe ea merge. Distanța de la opriri până în gard. Deci noi când am noi am propus să doi ăștia copaci să îi taie și să o dăi o leacă mai încolo. Opriria nu trebuie să stai așa. Opriria trebuie să stai vis-a-vis iaca, ori la tine la gard sau din partea cei la gard. Cum merge rutiera? Hai să vorbim, așa, omenesc. Eu n-am hotărât eu. Clasează conform planului. Da, eu n-am hotărât eu. Nu așa unde noi ne dorim din cap să plasăm oprire. Deci, nu știu, este o incompatibilitate de păreri până la urmă toată și să înțeleg că doar dumneavoastră sunteți părțile interesate. Este planul urbanistic, oprirea trebuie să fie plasată dacă vă doriți aici. Și niciun centimetru înainte, niciun centimetru în jos. Finalizarea urmează să fie doar după momentul când dumneavoastră vă decideți cu locația. Administrația municipiului ne-a zis, după vizita la fața locului, că vor găsi o soluție împreună cu cetățenii referitor la amenajarea acestei opriri.